Maria, eu trebuie să plec urgent până la serviciu, iar tu va trebui să stai acasă cu surioara ta mai mică. Bine, mami, stai liniștită, că o să am eu grijă de ea. Andreea, să o asculți pe Maria și dacă vei fi cu mințică, o să primești ceva dulce când voi veni eu acasă. Mie îmi plac dulciurile, dar ce va primi Maria dacă va fi cu mințică? Maria tot va primi ceva dulce. Mie nu-mi plac dulciurile. Eu mai bine o să mă joc mai mult timp la tabletă dacă voi fi cu mințică. Bine, ne-am înțeles. Eu trebuie să plec deoarece întârzi, iar voi să fiți cu mințele. Mai ales tu, Andreea. Bine, mami. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Andreea, tu joacă-te frumos un pic în odaie, iar eu mă duc să ne fac câte un ceai. Bine, Maria. Andreea, ceaiul este gata. Hai să mergem la bucătărie. Fai, dar de ce ai făcut dezordine aceasta? Dacă așa s-a primit, Andreea, fii bună și strânge după tine jucăriile. Eu nu pot să le strâng. Deoarece sunt mică și am obosit. Dacă nu vei strânge jucăriile, mami nu-ți va da dulciuri. Dar eu o să-i zic lui mami că tu ai împlăștiat jucăriile și ea o să-mi dea dulciuri. Înseamnă că tu, Andreea, iubești mai mult dulciurile decât pe mine? Vai, eu nu m-am gândit la asta. Eu te iubesc mai tare pe tine decât pe dulciuri. Vai, mulțumesc! Dar tu ești sigură, Andreea? Da, sunt sigură. Atunci, hai să facem ambele curățenie în cameră și mami va fi foarte bucuroasă. Gata, fetelor! Eu am venit! Maria, Andreea a fost cu minte? Da, a fost foarte cu minte. Atunci să mergem la bucătărie să vă dau niște dulciuri. Andreea, ție ce dulciuri îți plac cel mai mult? Mie cel mai tare plac plăjiturile. Dar dintre oameni, Andreea, cine îți place cel mai mult? Mami, eu nu mănânc oameni, eu mănânc doar dulciuri. De fapt, eu altceva am întrebat, Andreea. Dar răspunsul tău a fost genial, ca întotdeauna. Missile Man.